Această practică de a-i boteza pe copii din centru a fost adoptată în urmă cu mai bine de 10 ani. Atunci, conducerea centrului a decis ca măcar o dată pe an, în funcție de numărul copiilor nebotezați care ajung la CEHU, să fie organizate acțiuni de acest fel. Este primul botez colectiv pe care îl organizăm în 2014 la Centrul Social din CEHU Silvaniei. Inițial, 12 copii trebuiau să primească taina sfântă a botezului, însă din cauza stării precare de sănătate a unuia dintre ei, micuțul aflându-se acum internat în stare destul de gravă la o clinică din Cluj-Napoca, vor fi botezați doar 11. Vorbim despre 4 băieți și 7 fetițe cu vârste cuprinse între 5 luni și 3 ani, a declarat Violeta Milaș, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj. Printre cei 11 prichindei s-au numărat și 2 frați gemeni, fetiță și băiat, abandonați de către mamă în urmă cu câteva luni la Spitalul Județean de Urgență Zalău. De altfel, cei mai mulți dintre copiii creștinați astăzi au ajuns la CEHU după ce părinții i-au uitat prin spitale. Pe ceilalți, statul i-a luat în plasament pentru că au fost neglijați ori chiar abuzați în familiile din care provin. Oficialul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a mai precizat că persoanele care aleg să devină nașii acestor copii trebuie să suporte cheltuielile pe care le implică un astfel de eveniment. Nu puțin sunt însă cei care decid să păstreze legătura cu finuții lor, vizitându-i la centru sau luându-i în weekend în familie. În cadrul Centrului Social Multifuncțional de la CEHU Silvaniei sunt instituționalizați în prezent 114 copii.